Salutare și bine vă găsit la un nou tutorial. Astăzi voi arăta cum să desenați această piesă în AutoCAD 3D. Mai întâi vom începe cu aceste două cercuri, cel de diametru 65 de unități și al doilea de diametru 20 de unități. După aceea le vom aplica o înălțime de 48 de unități. Deci să începem. Mai întâi vom apsa pe butonul de Home și vom scrie comanda Circle, adică cerc, dar de această dată vom scrie 0,0 Enter pentru a începe exact din această origine. După cum vedeți, aplicăm tastă D de la diametru și vom scrie 65 de unități. Enter. Dublu click pe rotița de la mouse sau apăsăm zoom out pentru a vedea întregul cerc. Acum vom repeta exact aceeași procedură și cu cel de-al doilea cerc. Deci comanda circle 0,0 de, de la diametru și 20. Mergem acum la comanda press pull. Selectăm această arie și scriem 48. În continuare, vom muta originea, deci o vom muta în acest punct al cercului și apoi o vom ridica în sus cu 10 unități. Deoarece Aici avem 48 minus 28 împărțit la 2, pentru că aceste două segmente sunt egale, adică 10 unități. Din acest punct vom aplica comanda box de această dată cu următoarele dimensiuni. 50, 65, exact cât are diametrul acestui cerc și cu o înălțime de 28 de unități. Deci, mutăm originea mai întâi. Move origin only, deci doar o mutăm. Fiți sigur să aveți comanda orto activă. Aici, acum o vom muta din nou cu 10 unități. Apelăm la comanda box de aici sau putem chiar scrie box cutie. Scriem din nou 0,0 și avem prima dimensiune aici de 65, tab 50, enter. Acum vom scrie direct înălțimea de 28 de unități, enter. După cum vedeți, aici avem o bucată care trebuie să fie ștearsă. Schimb un pic pentru a vedea mai clar, deci Shaded with Edges. Și după cum vedeți, trebuie să tăiem această bucată. Dau înapoi pe 2D Wireframe să fie mai clar și selectez această parte. Acum, țin apăsat Shift și apăs Click pentru a deselecta obiectul 3D și apăs pe comanda Extrude. Nu contează ce înălțime am aici. Iar acum apelez la comanda Subtract. Selectez primul obiect, pentru că din el se va decupa, Enter, și selectez al doilea obiect. Din nou apăs Enter. Voi schimba înapoi, pentru a fi mai clar, deci pe Shaded with Edges, și după cum vedeți, mi-a decupat exact bucata necesară. Bun, mai departe. Vom muta originea din nou, dar de această dată în acest punct, exact aici. Din acest punct vom construi o altă cutie practic, deci vom apela din nou la comandă box, dar de această dată vom avea aici 18, din nou 65 și o înălțime de 32 plus 28, adică 60 de unități. Deci schimbăm originea mai întâi. Move origin only. Și o punem aici. Dacă nu găsim punctul, putem să-i dăm shift click dreapta endpoint comanda box din nou, 0,0, prima dimensiune, 65, tab, 18. Enter. Și acum vom scrie o înălțime de 60 de unități. Pentru a se vedea mai bine, vom apela aici la Shaded with Edges, dar vom apela în același timp la comanda Union. Selectăm aceste două obiecte 3D și dăm Enter. Bun, schimb înapoi. Și în continuare vom muta originea exact aici în mijloc, exact în centru, dar pe partea inferioară. Avem de construit aici o altă formă geometrică, practic tot vom apela din nou la comanda box și va avea dimensiunile 140 minus 68 de unități, adică 72. Pe înălțime va avea 60, exact diametrul acestui cerc, de 72, 60 și grosimea de 30 de unități. Selectez din nou originea. Move and Align de această dată, pentru că o vom și alinea, Shift click dreapta, Midpoint, punctul de mijloc de la această linie. Și automat mi-a generat XY aici, deci pot desena pe această parte de top. Bun. Comanda Box din nou, 0.0, prima dimensiune 72, Tab 60 și va avea o grosime de 30 de unități. Enter vom muta acest obiect exact jumătate din grosimea lui. Deci comanda MOVE la 15 unități. Pentru a fi exact în mijloc. Mai departe, am deconstruit aici două cercuri. Primul cerc are 60 de unități în diametru și cel de-al doilea are 25 de unități. Înălțimea cercului, după cum vedem, este de 50 de unități de această dată. Mai întâi vom muta originea. Deci selectăm origine, move origin only, shift click dreapta, midpoint. Acum o vom muta din nou, move origin only, iar dacă acest corp are 65, noi o vom pune exact la jumătate, adică la 32,5. Din această parte vom începe să desenăm cercurile noastre. Deci circle din nou, 0,0, să înceapă exact din origine. D de la diametru și vom scrie 60. Încă o dată vom realiza același cerc, deci circle, din nou 0,0, D de la diametru, 25. Vom apela la comanda prespul pentru această suprafață și vom scrie aici 50 de unități. Acum vom muta corpul nostru. Deci, selectăm întregul desen, comanda Move, din acest punct, exact din centru, îl voi pune aici. Deci, shift, click dreapta, midpoint, primul rând. Îl pune exact la jumătate. Deci, move din nou 25, și acum îl vom ridica în sus cu din nou jumătate, adică 30 de unități. Enter cum vedem, este exact în mijloc. Pentru pasul final vom selecta acest cerc de aici, deselectăm restul obiectului 3D, extrude, acum comanda subtract, selectăm primul obiect, enter, și al doilea obiect, respectiv acest cilindru, enter. Și să aruncăm o privire. După cum vedeți, desenul nostru este perfect, este exact ca în poză. Și pentru un ultim pas aplicăm comanda Union. Selectăm tot desenul și dăm Enter. Mutăm desenul și ștergem aceste două cercuri care ne-au rămas. Și desenul nostru este complet. Sper că acest video v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în secțiunea de comentarii. Ca de obicei, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.